Anul acesta, sărbătoarea botezului Domnului s-a desfășurat în condiții speciale. Slujba aghiazmei mari din Parcul Central a fost oficiată de această dată de un sobor de preoți în frunte cu părintele protopop Vasile Viorel Dinu. După oficierea slujbei aghiazmei mari, preoții, alături de autoritățile locale, au mers pe malul Borcei și au aruncat o cruce de flori, fără a fi însă organizat concursul de recuperare a acesteia. Călărășenii prezenți la evenimentele din Parcul Central au fost rugați să respecte măsurile de distanțare și să poarte mască de protecție. Dar iubitorul de oameni, împărată, vine și acum și prin bogorârea Sfântului tot două care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Tu însuți, dar iubitorule de oameni, împărată, vine și acum cu bogorârea Sfântului tot care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Iubitorul de oameni împărate, vină și acum prin pogorârea Sfântului Totul care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Căciune, dar de sfințenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolilor, pieire, depărtare puterilor celor potrivice, plină de putere îngerească, pentru ca toți cei ce se vor stropi și vor gusta din ea să aibă spre curățirea sufletelor și a trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfințirea caselor și spre tot folosul de trebuință. Că tu ești Dumnezeul nostru, Cel ce-i înnoit prin apă și prin lufirea noastră cea învechită de păcat, tu ești Dumnezeul nostru, care prin vremea lui Noe cu apă ai necat păcatul, tu ești Dumnezeul nostru, care prin mare și prin Moise ai eliberat neamul evrez din robia lui Faraon. Tu ești Dumnezeul nostru, care ai despicat piatra în pustiu și au curs ape și râurile s-au umplut de apă și pe poporul tot ce le se dă de adăpat. Tu ești Dumnezeul nostru, care cu foc, cu apă, prin Ilie ai izbăvit pe Israel de rătăcirea lui Baal. Însuși și acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Însuși și acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Și acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Dă tuturor celor care se vor atinge de ea și se vor stropi și o vor gusta sfințire, sănătate, curățire și binecuvântare. Aduce aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de preasfințitul Părintele nostru Vincenție, Episcopul Slăboziei și Călărașilor, de cinstita preoțime și cea în Hristos diaconime. Aduți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de binecădinciosul popor român de pretutindeni, de cârmuitorii țării noastre, de mai mari orașelor și ai satelor și de iubitele de Hristos armată, de cei care stau înainte și de frații noștri care din binecuvântate pricini nu sunt de față aici și miluiește pe ei și pe noi, după mare mila ta, pentru ca și de stihii și de oameni și de îngeri și de cele văzute și de cele nevăzute, să fie slăbit numele Tău cel preasfânt, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Capetele noastre, Domnului, să le plecăm. Fie, Doamne. În Iordan, botezându-te Tu, Doamne, închinarea treimii s-a arătat, căci glasul Părintelui a mărturisit ție, Fiul iubit pe tine numindu-te, și Duhul în chip de porumbe a adeverit întărirea cuvântului. Ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat mărire ție. În Iordan, botezându-te Tu, Doamne,
locul închis de porumbe la Cel care în Iordan de la Ioan a primit a fi botezat pentru mântuirea noastră, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciune preacurate Maicii sale, ale Sfinților Dreptul Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana, și pentru tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. La mulți ani, sănătate, pace și bucurie, Doamne ajută-te! Că-i pe tambuțul ăsta.